Avem două, trei chiar fabrici de conserve pe bază de carne și pateuri și topoloveni care, în special legume, și încă una pe sosuri și altele. Funcționează bine, a fost foarte bine. Am avut o problemă, un lucru care nu l-am înțeles foarte bine, am făcut apel încât să ia în vedere acest lucru, încât adausul comercial în mare magazine, față de cât facturam noi, era peste 100%. Și am făcut apel că măcar în situația de criză să încercăm să obligăm toate supermarketurile încât să aibă un adaus comercial pe produse de bază limitat așa cum este în Franța și în alte țări. Adică supermarketurile își pun 100% adaos comercial. De la 80% la 150%. Vă dau un exemplu foarte simplu, concret. O zacuscă, dacă luați, noi o dăm, distribuim la nivel de 2,4 lei pe borcan și pe raftul magazinelor unde cu toți mergem, este peste 5 lei. Deci nu este admis. Și sunt convins și la multe alte produse similare de la alți antreprenori români. Ce credeți că se întâmplă cu economia românească în ansamblu? Multă lume spune că o să scadă cu 5-10%. Dumneavoastră aveți mai multe forme de business și mare. Deci, practic, aveți informație din diverse domenii Să și. știți că e un lucru foarte important, este cum gestionează, repet, guvernul. Pentru că dacă ne uităm, o să vedeți că anumite țări, cu toate că este o chestie internațională, mondială, va ieși mai bine decât au fost. Depinde de fiecare guvern, care este viziunea lui și cum consideră mediul de afacere. Și în special când vorbim de mediul de afacere românesc, care niciodată nu va pleca, indiferent ce fel de criză e, indiferent ce conjunctură avem, e române, luptă cot în cot cu toate lumea și atunci depinde de guvern. Dacă guvernul știe să aibă un dialog, o comunicare, încât să găsim cele mai bune soluție, sunt convins că vom fi foarte puțin afectați față de multe alte țări și profitam de acest lucru, încât alte țări au mai multe probleme, încât să ieșim și prin piețele externe, cu costuri mici și așa putem profita de acest moment încât să avem pierderi mici și chiar o strategie de dezvoltare destul de importantă. Depinde de noi. Dacă economia se reconectează și repornește normal pentru anul acesta la sfârșit și anul viitor, credeți că vă veți dezvolta în ce direcții mai tare? Cred că după cele întâmplate din ianuarie până acum, sunt convins că va apărea în piață alte oportunități importante care ne vor face cu ochii sau ne aduce o poftă nouă pentru un apetit nou, încât să ne îndepărtăm afacerii către alte zone, probabil. Un om de afaceri întotdeauna nu se bazează. La începutul drumului calculează profitul. Undeva spre sfârșit, la a treia etapă, începe să parieze cu el pentru succes, nu pentru profit. Și aici e diferența foarte mare, să știți. Și de asta întotdeauna ne vom afla pe front, ne venim cu idei și facem încât ideile noastre să aibă un succes. Și asta e important. Profitul depinde pe locul 2 ca să poți să continui afacerea care ai început-o. Sunt foarte multe oportunități, o să vedeți că va apărea și vor fi foarte interesant să bagi bani pe o nouă conjunctură, o nouă situație apărută și să vii cu altă abordare către consumator decât cea clasică care a fost până acum.